Domnule Torcea, o nouă acțiune la Târgu Mureș. Mulțumit, nemulțumit, cum a fost? În primul rând, sunt mulțumit că la Târgu Mureș am avut doi competitori juniori. Este vorba de Pana Sebastian Junior, mic fiind, 18 ani, și Dâlganu Paul, 19 ani. Sunt foarte mulțumit de evoluția lor. A fost ca un test pentru ei doi. Această competiție de seniori, unde au avut în competiție competitori dublu vârstei lor. Și a fost ca un test înainte de campionatele mondiale din data de 9-12 noiembrie de la Bistrița. Campionatele mondiale de juniori și masters. Am mai avut alți doi competitori care, fiind la prima lor participare într-o competiție de nivel național, s-au comportat foarte, foarte bine, cu mici erori care se întâmplă de obicei în sport. Cum a fost pentru Paul trecerea de la junior la senior? Cum l-ați perceput dumneavoastră fiind pe scenă? Deci, pot să spun că înainte de plecarea la Târgu Mureș eram total nemulțumit de evoluția lui de până atunci. La Târgu Mureș a dat tot acest copil din el și a făcut un program la fitness de prezentare mult peste nivelul programului pe care l-a desfășurat campionul național. Deci, cu alte cuvinte, Paul și-a întrecut orice fel de limită. Încă o dată mi-a dovedit că dacă va fi serios cu el, pentru că știu sigur că are sprijinul familiei să facă lucrul ăsta, discutând cu ambii părinții despre el, despre evoluția lui, va avea un viitor foarte frumos în această disciplină fitness, fitness masculin. Cum a fost arbitrajul? Probleme? Știi ce se întâmplă? În urmă cu un an și jumătate, 2 ani de zile, când am fost numit în funcția de antrenor federal, am fost conștient că merg într-o funcție care cere mare responsabilitate și seriozitate în a pune în practică fișa postului pe care o am. Am fost foarte conștient că îmi voi atrage multe antipatii, foarte multe antipatii, culmea din rândul celor oamenilor de sport, din culturism, care sunt de vârstă cu mine. Mă cunosc de când aveam eu 18 ani. Ăsta este motivul pentru care eu, în ședințele de birou federal, atunci când merg să prezint rapoartele referitoare la loturile naționale, nu omit în a spune și ceea ce se întâmplă în competițiile naționale referitor la arbitraj. Este pentru prima oară când vă vorbesc despre arbitraj. Acești oameni care nu-și merită statutul de arbitri, lucru pe care l-am spus și președintelui colegiului de arbitri pe România și Balcan totodată, mi-au mâncat 3 titluri naționale și o medalie de bronz. Nu sunt arbitru să evaluez eu sportivii mei, dar cred că sala mi-a putut evalua sportivii mei într-un oraș în care nu are nicio legătură cu Oltenia. Am fost foarte dezamăgit și îmi voi face treaba în continuare, sperând că vom avea cândva oameni să fie imparțiali și să respecte munca a noastră, a antrenorilor, a celor care merg pe scenă, a sportivilor și a celor din jurul lor, familiilor lor. Lucrul acesta la Târgu Mureș nu s-a întâmplat. Din partea acestor arbitri, care mi-e rușine să-i numesc arbitri, i-aș numi altfel, dar nu pot în momentul ăsta. Este pentru prima oară când vă văd atât de vehement împotriva arbitrajului. Până acum nu ați comentat așa ceva. Nu am comentat. Am fost furat de nenumărate ori în cariera mea de sportiv. Mi-au fost furați elevii de nenumărate ori în cariera mea de antrenor. Și din 2001, credeți-mă că am avut an de an campioni naționali. Nu vorbesc de mine, vorbesc de elevii mei. Dar când merg cu un puști de 18 ani și de 19 ani, care toată lumea îl dă campion pe Sebastian, pe Pană, și ei mi-l scot pe doi, cum aș putea să fiu? N-a avut niciun motiv, le-am cerut explicații. În calitate de antrenor puteam să opresc federal, puteam să opresc concursul să-mi dea explicații. N-am făcut-o din respect pentru sportivi și pentru cei care au venit din țară. De data asta nu se poate așa ceva, este inadmisibil așa ceva.
oamenii ăștia nu își merită. Probabil vin acolo doar pentru mesele care li se dau după competiție și diurna de arbitraj. Altfel nu-mi explic care este motivul să fie atât de indiferenți. Ce le-a spus sportivilor lui Panos, spre exemplu? În primul rând, eu mi-am pregătit tot timpul sportivii să înfrunte o nedreptate. Ce înseamnă ai pregăti? Le-am spus să dea totul din ei, să afișeze la startul competiției cea mai bună formă posibilă și să lăsăm arbitrii să spună cuvântul, noi nefiind în măsură să comentăm. Cred că lucrul ăsta a avut un efect pozitiv, cu atât mai mult că ei intrau într-o competiție de seniori. Pană, spre exemplu, și Drăganu au participat cu tații lor în competiție. Și s-au clasat impecabil. Chiar dacă Paul a ieșit pe 5, credeți-mă, nu vreau să îmi apăr sportivii, ba din contră am fost pus în situația să-mi dau sportivii mei afară de la lotul național care nu au fost disciplinați. Dar de data asta au întrecut arbitrii orice măsură. Mi-au defavorizat acești copii. Este o învățătură pentru ce va urma, pentru o lecție bună pentru anul următor? Este o lecție, pentru mine personal, este o lecție care m-a învățat să nu tac. Dacă până acum, 34 de ani de zile, am tăcut și mi-am văzut de mine și le-am respectat decizia, vă promit că, indiferent dacă voi continua ca antrenor federal sau nu voi continua, voi lua decizia după campionatele mondiale. Și-au făcut un mare dușman în a apăra sportivii. Da, mă declar un lider de sindicat al sportivilor în raport cu arbitrajul, nu cu conducerea federației. Nu aș vrea să se înțeleagă greșit. Conducerea federației este impecabilă. Cinstelor, felicitările noastre. Au fost furați, să le zicem așa, doar sportivii craioveni sau au fost și alte cazuri din afară, ca să înțeleagă cei care ne... Am urmărit cu atenție tot concursul, tot parcursul concursului. Era de datoria mea să stau să văd fiecare atlet în parte cum evoluează pe scenă. Și credeți-mă că au mai fost, cred că în jur de 3 sau 4 cazuri în care sportivii au fost defavorizați de la alte cluburi și asta se datorează bisericuțelor care este la nivel de arbitraj, care sunt la nivel de arbitraj, mă scuzați. Îl știam lucrul ăsta, știam că există aceste bisericuțe, dar eu am considerat că merg, îmi pregătesc copiii, mergem la concurs, ne vedem de ale noastre și ne întoarcem acasă cu rezultatele pe care ni le dau ei, nu pe care le merităm noi. De data asta nu voi mai face lucrul ăsta. Ce urmează pentru Gladiator Gym? Cine mai intră în concurs? Știu că intrați în noiembrie. În luna octombrie, Frirică, Cristian va merge la Cupa Federației, la Ianca, județul Brăila, să concureze. Este un concurs al doilea, cum ar fi după un campionat național, să intre într-un circuit, pentru că anul viitor îl așteaptă o perioadă foarte grea. După cum știm cu toții, a ieșit și vicecampion balcanic anul acesta, Cristian. Și anul viitor va trece la master și va merge direct, are dreptul să meargă la campionatele europene și mondiale. În luna noiembrie, de la micuțul gladiator, că nu putem să-i spunem altfel, vor face parte un număr de sportivi neașteptat de mare și probabil și ăsta este unul din deranjul celor care sunt pe acolo. Și anume este vorba de Pană Sebastian, campionul României la juniori și vicecampion balcanic anul acesta și vicecampion de seniori, Dâlganu Paul la fitness, vicecampionul balcanic, Onea Maria la bikini, Marin Letiția la bikini masters, Ivașcu Adina la body fitness masters, Alexandrescu Andrei la culturism masters 70 de kilograme și Pasăre Mihaela de la Vâlcea la body fitness peste 45 de ani la fete. Și Costel Tot. Și bineînțeles, sper să continui să putem merge cu toții. Câte medalii preconizați până la finalul anului? Dragii mei, Ne-ați obișnuit cu medaliile? În momentul de față, pentru campionatul mondial, vreau să atingem cea mai bună formă posibilă. Și îți promit că de la Bistrița îți voi spune numărul de medalii. Doamne ajută să fie. Totuși e un campionat mondial. Mulțumim.